te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să spun câteva lucruri foarte importante despre obiective, dar în același timp despre motivul pentru care nu se îndeplinesc și de ce majoritatea oamenilor suportă dezamăgiri atunci când au anumite dorințe și în cele din urmă, chiar dacă au încercat să facă ceva, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum au dorit ei. Vreau să-ți spun două ingrediente de bază despre succes. Sunt simple, dar în același timp foarte neglijate și ele sunt răspunsul la multe dintre întrebările tale atunci când vine vorba despre eșec, de ce am eșec. M-a inspirat un citat al lui Denzel Washington care spunea că visurile fără obiective sunt simple visuri și nu fac decât să alimenteze dezamăgirile. Ei bine, în acest punct ne aflăm majoritatea. Atunci când vrem să schimbăm viața noastră într-un anumit fel și nu reușim să o facem pentru că ne lăsăm undeva pe parcursul drumului. Primul element necesar pentru a putea să duci visul la îndeplinire este obiectivul, însă obiectivul are nevoie de două elemente suplimentare pentru a putea să devină realitate. Primul dintre ele este disciplina și al doilea este consecvența. Și o să vorbesc un pic despre fiecare în parte. Disciplina. Fără disciplină, fără commitmentul acela de care vorbesc americanii, nu poți să începi treaba, nu poți să pleci la drum, da? Nu ai izvâcul, nu ai motivația necesară să începi să faci acțiunile necesare pentru a ajunge la destinația pe care ți-o dorești, da? Deci îți trebuie acel commitment, îți trebuie acea disciplină pe care trebuie să o setezi ca să poți să-ți duci la capăt drumul, da? Acest commitment, această disciplină, presupune să știi care sunt pașii necesari pentru parcurgerea călătoriei tale, da? Să știi ce trebuie să faci. Apoi este foarte importantă consecvența, da? Aici majoritatea oamenilor renunță, pentru că în funcție de obiectivul pe care îl ai, drumul poate să fie mai lung sau poate să fie mai scurt și poate să aibă mai multe obstacole sau mai puține obstacole. În momentul în care nu ți-ai format această dezvoltare personală, această putere psihologică de a trece peste probleme, tendința este să abandonezi și cu siguranță dacă te uiți în viața ta o să vezi lucruri pe care le-ai abandonat și eu am abandonat unele lucruri, îmi pare rău, pe altele am încercat să le reiau și să le duc acolo la bun sfârșit unde aveam eu visul la un moment dat în viață. Este firesc, se întâmplă asta. Dar în momentul în care înțelegi ce a determinat această situație, poți să faci unele rezolvări. Consecvența este cea mai grea pentru că dacă ți-ai propus un anumit lucru pe care trebuie să-l faci zilnic, vor fi cu siguranță zile în care pur și simplu n-ai chef și ai vrea mai degrabă să faci ceva comod pentru tine. Fie că înseamnă să te uiți la televizor, să te uiți pe Netflix, să pierzi vremea pe telefon, pe TikTok, eu știu, să te joci, da? Cu toții simțim asta și asta înseamnă până la urmă consecvența, să ai puterea să învingi aceste tentații care până la urmă te îndepărtează de destinația pe care ți-ai propus-o și să te ții de munca pe care ți-ai stabilit-o, da? Nu zice nimeni că nu sunt necesare momentele de pauză, cu siguranță că sunt, dar este necesar cu atât mai mult să îndeplinești task-urile pentru ziua respectivă. Cum faci asta? O să vă spun într-un videoclip viitor. Aici vreau să ne concentrăm doar asupra acestor două elemente, disciplina și consecvența. Personal mi s-a întâmplat în multe proiecte să fiu la câțiva centimetri de limita aceea pe care credeam că nu o să o mai pot depăși și să vreau să renunț. Să vreau să mă opresc pentru că nu eram mulțumit de
drumul pe care mergeam, nu eram mulțumit de rezultatele pe care le vedeam. Dar în anumite proiecte am avut tăria necesară să depășesc acele obstacole care în primul rând ele erau mentale, nu erau de natură fizică, erau percepțiile mele și în momentul în care le-am depășit m-am simțit mult mai bine pentru că în primul rând n-am abandonat și în al doilea rând am simțit că încep să vină acele rezultate. Și o să vezi că în momentul în care alergi după un vis, sunt momente când ți este foarte greu și ai impresia că ți-ai pierdut timpul și că nu vei ajunge niciodată să faci acel lucru, dar sunt momente când te bucuri foarte tare că obții niște feedback-uri care îți plac tare mult și care te conving că ceea ce faci este bine și că ești aproape de succesul acela pe care ți l-ai dorit. În acele momente te bucuri foarte tare de asemenea că nu ai renunțat și că nu ai abandonat. Deci consecvența vine la pachet cu această bucurie, cu această stare de recunoștință. Mie mi s-a întâmplat cu proiectul acesta Psihologia Gândului. Am avut nenumărate momente în care am simțit să abandonez. Aveam impresia că muncesc prea mult să creez content de calitate și că aprecierile, feedback-ul, rezultatele erau prea puține în raport cu eforturile mele. Ceea ce era total greșit, pentru că nu-mi dădeam seama de experiența bogată pe care o acumulam făcând aceste conținuturi pe rețelele de socializare. Nu-mi dădeam seama de cât de mult am evoluat, de cât de mult am învățat și până la urmă și astea sunt niște rezultate foarte importante, nu neapărat cele financiare sau eu știu acelea care să-ți aducă like-uri, abonați foarte mulți. Astea sunt rezultate secundare. Mi-a plăcut mult acest citat din Denzel Washington, care a spus, repet, că visurile fără obiective sunt simple visuri și că pentru a putea să pleci la drum, disciplina este necesară, însă pentru a putea să rămâi pe acel drum și să ajungi să-ți atingi visul, este necesară consecvența. Acum când vine vorba de cum poți să-ți menții consecvența aceasta în momentele grele, în momentele în care simți efectiv că nu ai energia să mergi înainte și să mai faci ceea ce trebuie, aici intervine importanța motivației, acele resurse pe care să le accesezi, care să-ți reaprindă focul interior de a lăsa deoparte zona aceea de confort și de a lua calul de frâie ca să faci ceea ce ai de făcut. Consecvența și disciplina. Pentru mine funcționează mult, ca să-mi găsesc motivația, clipuri motivaționale pe care le văd, diferiți specialiști care vorbesc despre dezvoltarea personală și psihologie și pe care îi ascult în podcasturi. Dacă vreau să am succes pe YouTube, îmi place să-i urmăresc pe cei mai buni în domeniu, să mă uit la YouTuberi români sau străini de succes și să văd ce sfaturi dau ei. E suficient să văd un asemenea clip pentru că îmi reaprinde motivația de a trece la treabă. Și o carte bună de asemenea este o soluție în momentul în care vrei să depășești blocajul. O carte de dezvoltare personală bună sau un curs de asemenea foarte bun pe care să-l urmezi, te ajută să-ți reaprinzi flacăra interioară. În momentul în care reușești să faci asta, categoric nu vei abandona, vei merge înainte și visul tău va deveni realitate. Ține minte aceste două lucruri, oricând îți este greu și simți că nu mai ajungi acolo unde ți-ai propus, pune în aplicare aceste două concepte, disciplina și consecvența, și orice ar fi, nu abandona drumul tău, pentru că în cele din urmă succesul va veni. Și într-un clip viitor o să vorbim despre ce înseamnă succesul ăsta până la urmă, ce valențe are, ce înseamnă el cu adevărat. Îți mulțumesc pentru vizionare, eu sunt Andrei de la Psihologia Gândului. Pentru mai multe informații te rog să intri și la mine pe website www.psihologiagândului.ro. Dacă ești nou, să descarci și bucul 10 pași pentru o viață mai bună gratuit. Și până data viitoare m-aș bucura tare mult să-mi dai un like, să te abonezi la canalul meu și să distribui acest clip și prietenilor tăi ca să-i ajuți.
Îți mulțumesc și îți doresc mult succes!